Ieri dimineață Ionuț începea un joc al tachinării la adresa Andrei. Fii atentă cum mai nervezi o femeie. Stai, măi, cum... Uite! Deci fii atent, ce trebuie cu răutate. Trage-o de păr. Îți place să fie trasă? Îți place să fii trasă de păr? Ai, mă! Eu nu sunt când mă ridic de aici. Hello. Ce faceți, mă? Ai fi place să fie trasă de păr. Mamă, dă-mi ochelari! Mamă. Dă-mi ochelari. A, da, pui de crevedia. Nu mă ciupi de picioare. Da, vezi că nu te joci cu cine trebuie. E greșit persoana aia, nu. Nu, nu, gata, 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 oprește. M-ai mușcat. Da, ochelarii, că nu mai vede. Lasă-mă să-i șterg. Stai să-i șterg. Ia-ți, mai șterg. Ionuț! Dar nici mai știu mâinile, să-i tâmpă. Mă, dacă eu scoam ăsta, își dau după el și când se ne dau. Vezi că poți să scot ai dansul. Ionuț! Da, și verișoara mea. Mai există... Ionuț și Andreea? Nu. Nu. Când dezamăgești persoana Ionuț, Ionuț e cam greu să mai întoarcă. Dar Andreea știa să fie și ironică la adresa lui Ionuț. Adică să nu se supere fata cu care ești în cunoaștere. Dar nu sunt în cunoaștere. Vrei o cunoaștere și te joci cu altă fată? N-am voie să mă joc? La un punct. Păi și ce am sărit ca lucru, joacă? Tocmai ce am zis, din punctul meu de vedere... Te-am pupat cumva? A fost doar un joc. Eu nu m-am mai jucat, adică nu m-am jucat cu niciun băiat cât timp eram cu tine într-o cunoaștere. Sau m-am mușcat, sau... Nu este mai special. Acum nu mai cred nimic. Ai spus că ai crezut. Te-am crezut, dar eram în dubii. Nu înțeles, ce te-a făcut dar să fii în dubii? Dar acum nu mai cred nimic. În ce am citit în scrisoarea aia, tu te-ai răcit și te-ai... Scrisoarea aia, ți-am mai spus, scrisoarea a fost dinainte de venirea mamei tale. Nu contează. Dar renunță la Andreea. Nu este pentru tine. Este o fată ok, dar nu pentru tine. Adu-ți aminte ce model de femeie ai tu în viață. Eu. Eu știu când a venit scrisoarea, eu știu cum am fost, eu nu am răsit față de tine, doar m-am făcut un pas în spate să văd pașii pe partea ta. Fix a doua zi pe venirea de aia, nu mi se pare că a fost, că nu ca și imediat a doua zi ți-a spus să te apropii de fata nouă. Dar pe mine nu m-a interesat și nici n-am vrut să-ți zic nimic de ea. De ce n-ai vrut să-mi zici? Pentru că nu am vrut să te gândesc sau să afecteze cumva, pentru că eu știam ce vreau, știam ce-mi doresc. Nu vreau să vezi tu că o răceală de-a mea sau ceva va fi să te pună pe tine vă gânduri că răceala mea sau pasul meu în spate e din cauza păi venirii. Asta cred acum. N-a fost. Asta crezi acum, înainte ce credeai? Da, ce contează ce mai tu mai crezi pe tine. Asta crezi tu. Înțeles. Dacă pare că uneori nu știu spune ce vreau, sincer. Este genul, asta nu înseamnă că chiar nu știu ce vreau. Pur și simplu am un scut de care mă... Am înțeles, asta cu scutul să-mi las așa. Eu sunt curios, dar răspunde sincer. Nu știu dacă pot să-ți dau asta. E adevărat că ții la Ionut? Să excludem persoane, nu e ok să excludem? De ce? Adevărat sau fals? Fals? Da. Andreea, ai mai face cuplu cu un băiat acum din casă? Nu, fals. Corect. Ai răspuns la toate 100% cu inima, să zic așa? Nu. La unele ai mințit, nu? Nu m-am mințit, nu am vrut să spun. Altă întrebare. A, mai multe, dar nu mai vreau. Nu mai contează. Da, cum trângem așa de gât. Te deranjează? Nu, dar nu înțeleg de ce te bași cu mine în seamă. Așa, că dintr-o dată. Ți-am mai spus că îmi ești o persoană dragă și aș vrea să... Să fiu lângă tine, să fii bine. Pe care tu ai vrea să o cunoști, poate nu ar fi de aparte. Asta sunt eu, n-am cum să mă schimb. De ce să fiu fals? Eu m-am convins și eu de unele chestii, la fel cum te-ai convins și tu. Bine, tu crezi că te-ai convins. Da. Prin comportamentul și... Fiindcă eu arăt doar ce vreau. Și crezi că e bine? Da. În viața asta? Da. Credeți că e bine pentru viitorul noastră? Pentru moment, da. Eu ți-am spus, am făcut ceea ce am vrut să se vadă. Și am zis ceea ce am vrut să se audă. Tu vroiai mai mult de atât? Nu mai contează. Te-ai influențat lumea de lângă? Nu.
Te-ai simțit presată? Dacă m-a influențat lumea de lângă, acum eram împreună. Te-ai simțit presată? De situație, da. Dacă am fi fost afară, aș fi fost cu totul altceva? Cu siguranță. Ai fi făcut la fel? Nu. Nu pot să zic ce aș fi făcut afară, fiindcă e... Nu, acum, gen, răspuns cum simți tu pe moment. Că dacă ar fi să-ți dau niște răspunsuri la cum aș gândi dacă ar fi așa, te-aș lăsa mască. Eu spun ce simt pe moment atunci. Băi, ia, lasă-mă mască. Ar fi fost altceva și ar fi, în general, altceva când ai răspunde unei persoane ce simți tu, mă, chiar dacă te va durea puțin sau ceva. Ești împăcată, băi, am spus. Dar spune, fată, ce simți. Asta e chestia. Nu ce să spun. Da, spune, care e problema. Crede-mă că dorm mai liniștită câteodată. Și ce? Știi ce liniștită dorm? În fiecare seară, cred că mi-a dorm somnul pe la 3-4. Adevărat? Adică doarme foarte liniștită, înțeleg? Eu vă văd împreună afară, sincer. Nu mai văd nimic. Nu mai vreau să văd nimic. Asta s-ar putea să îmi șterg și rețelele de socializare, ca să fiu sigur că... Acum deja e prea păi mult. Nu, dă niște răspunsuri care... Pur și simplu vrea să evite subiect. Nu că nu-i interesează, dacă vrei să-ți răspund eu. Ce legătură mai am eu? Ia zi, zi. Crezi că povestea ta va începe aici? Simți? Nu cred. Tocmai de asta am spus că vreau să plec. Nu înțeles. Ultima întrebare. Dacă vrei să-mi răspunzi, ok, dacă nu... E fix treaba. Ia. Yeah. Dar de ce te-ai ridicat? Că vreau să mă duc la duș. Fii atentă. Simona, da. Verișoara mea. Da. Fii tu atentă la întrebarea, da, pe care o adresez. Eu. Să văd dacă răspuns sau nu. Eu. Dacă voi fi dat afară. Da. Te va afecta cumva plecarea? Nu răspund. Da sau nu? Nu vreau să răspund. Nu mai are rost. Poți să zici că da, ca pe un prieten, sau poți să zici nu? Mă abțin. Eu dacă aș pleca, cine ar... Pe cine ar interesa? Mă interesează, iar pe seama. Dar nu va durea. Nu cred. Dar se pare că Andreea mai avea ceva de spus și în fața fetelor după această tachinare dintre ea și Ionuț. Ce părere ai avut de... Oh. Oh. Haide. De cine? Fă-te deci ce s-a întâmplat când am fost în casa băieții? Mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut? Ce-a plăcut? De voi doi. Ce ți-a plăcut? Așa cum ați glumit. Ce ți-a plăcut ce când ați glumit? S-au mușcat, s-au alergat, ia uite. Pă, dar cât n-au făcut nebunii? Mi-a plăcut de voi. Aproape de final, i-am zis că... Crezi că pe cineva din casă ar interesa dacă eu aș pleca? Și a zis nu că m-ar interesa, m-ar durea sau ceva de gen. Pe bune? Pe bune? Băi, nu știu ce să cred, eu țin să cred că n-am auzit bine. Gata, nu mai putem. Stai un pic, că rămân aici șocată în fiecare secundă. Deci chestia asta și după chestia aia l-alt. Dar ai auzit bine. Și eu am auzit la fel. Și remarca Simonei, dar câte n-au făcut, păi vă zic eu, mult mai multe decât atunci când erau un cuplu, Ionuț. Exact. Da. Ce a fost asta? Ia, hai să... Adică, na, eu știu ce a fost, dar vreau să explici tu. O joacă. Care nu trebuia să fie. E, dar de ce să nu fie? Dacă ai simțit-o, dar de cum, cum adică nu trebuia să fie? Asta chiar nu înțeleg și asta vreau să-mi explici. S-a înțeles, eu nu am vrut să fie așa, adică a fost o joacă, am rămas prieten, dacă vrea să vorbim, am zis că o să fiu mereu lângă ea, pentru că îmi place ca persoană cum eu, e ok, nu e o patărea. De ce te ești ca și cu Hatige așa, sau cu Simona, sau cu Carmina? Ok, cu Hatige, iartă-mă, că e Hatige, scuze-mă. Cu Denisa! Cu Denisa! Chiar am conversație cu... pe terasă. Ia uite, Denisa, n-a vrut să te deranjeze. Da, eram cu Roberto. Vorbeam cu Roberto pe terasă. Da. Și s-au pus de comun acord să nu se deranjeze. Da, dar s-o fi terminat discuția, bănuiesc, la un moment dat. Da, dar eu nu mă joc așa. Nu? Vezi, greșești. Da, uite, cu Simona nu este într-un cuplu, Carmina nu este într-un Simona cuplu. Simona este matură. Poftim? Simona este prea matură să joci. Păi, dar ce, tu aveai nevoie de un copil așa și să te joci un pic? Nu înțeleg.
Eu consider că le-a plăcut. Și lui Ionuț și lui Andreea. Adică nu... Asta s-a și văzut. S-a văzut, adică de ce să nu ne recunoaștem? Dar uite, zice casa, vociferează lumea. Ia ziceți, corul, hai. Mă rog, doamna Ana. Eu asta am văzut. N-am știut, n-am fost în casă la băieți decât ce am văzut acum. Mi s-a părut că le-a prit la amândoi. Că le-a plăcut, nu? Da. Acum să mă scuze dacă văd altfel. Dacă simt altfel, nu știu. Doamna Dar ce Ana, s-a văzut? De femeie amândouă. Dacă nu-ți place, te ridici și pleci, nu? Adică nu permiți. Da. Și doamna Livia aici îți face, da, corect, mi s-a părut corect. Că le-a plăcut amândurora. Mie mi s-a părut la și mi-a plăcut și mie. Și ți-a părut la fel?